Ajungem măcar până la genitului să creadem. Măcar atât.
Știi cum e? E foarte bine să ne preocupăm de starea sufletului nostru. Da? Și dacă cineva ne poate fi sursă de ameliorare, să nu respingem pe motiv că nu era desăvârșit. Nu, nu era desăvârșit. Dar noi suntem desăvârșiți, ca să avem asemenea. Adică eu mă gândesc cu pietate la oameni ca Socrate, ca Epictet, ca alții, la Platon. Sunt eu mai bun decât ei. Chiar dacă am... Da, m-am născut ortodox. M-am născut ortodox. Cum spun, de fapt, de fapt, nimeni nu se naște ortodox. Nimeni nu se naște creștin. Asta nu anulează faptul că pot fi modele de ordin moral. Fără mai mult timp, repet, de faptul că, din punct de vedere teologic, da? Creștinismul nu poate fi înțeles în primele secole, fără contextul de ansamblu. Creștinismul nu apare din senin, nicăieri. Are un context istoric, evident, cel judaic, în primul rând, apoi contextul mai larg. Istoria credinței noastre. Chiar ne-ar fi foarte necesar astăzi și bineveniți oameni ca Socrate. Păi, mai rar. În viața publică, în viața noastră, socială, culturală, nu ne spun. Bun, eu cred că avem învățat ca creștini din filozofia antică foarte mult. Toate cele cele s-au arătat. Da. Dacă mai sunt întrebări... Nu mai are de răspuns. Mai are după ce răspunde, mai zic. Da. Păi, să poate multe. Domnul profesor, nu puteți să-l citiți? Lăsați-l de aici, doamne, să-l răspundeți. Eu la fel, doamne, la vostru. Dacă vreți să o citesc, o am și eu, să o aud de toate. Da. În Biblie, la Daniel, capitolul 12, Maleahi, capitolul 3 și Ioan, teologul, capitolul 5, se zice că spre binele celor ce se tem de Domnul, se va scrie o carte mică de aducere aminte care va crește știința cunoașterii. Atunci se va face deosebirea între cel drept și cel păcătos, între cel care slujește pe Dumnezeu și cel care nu-L slujește. Întrebare. Care ar putea să fie conținutul? Conținutul cărnicelei, da? Câte unde se știu eu? Câte rânduri minime să aibă? În ce limbă va trebui scrisă? Cine va putea să o editeze? Ce mesaj ne va transmite? Domnul profesor, nu știu. Primire, mi-a spus și mai târziu. Dar aveți vreo întrebare să răspundeți? Nu știu, mai să da. Domnule profesor, vă mulțumim mult pentru vasele cuvinte pe care le-ați spus. Ați vorbit despre filozofia aceștia naturală și despre cum a pregătit Dumnezeu lumea mâine prin acești filozofi pentru venirea Mântuitorului. A fost atent și a privit cu atenție raportul pe care l-a schimbat între Mântuitorul și Socrate. E adevărat că omul Socrate n-a scris nimic, dar Mântuitorul a scris pe inimile apostolilor legea sa dumnezeiască. Când privește învățătura lăsată de Mântuitorul Iisus Hristos, cred că nu poate fi pusă pe balanță cu al lui Socrate. Nici măcar nu vreau să sufăr pe Socrate mai prejos de alți filozofi, din contră, are rolul lui în cultura europeană. Și vă mulțumim că ne-ați avut pe toți în discuție și aș vrea să vă întreb un singur lucru. Știți că majoritatea părinților capadocei au urmat școala de filozofie de la Atena, adică cei mai iluminați dintre ei, au avut o contribuție la această școală de filozofie părinții capadocei și dacă da, cum? Și care a fost contribuția catolicilor la revoluția? Și aș mai avea eu o întrebare, dacă îmi permite. Da, să vă luați pe toate. Da. M-am gândit la timpul discuției.
noastre, vedeți că în biserică, teologia bisericii, viața bisericii, mai bine spus, a fost de multe ori, dacă vreți, amestecată sau infestată cu multe erezii, de multe erezii. Credeți că pentru acuratețea științei teologice, a învățăturii bisericii, cele curate, pot contribui, pot ajuta scrierile filozofilor în această direcție, în acest sens, pentru curățarea teologiei de orice balastru, de orice influență negativă? Din punct de vedere dogmatic, sunt două întrebări extraordinare de importante. Despre părinții ca patologie, și trebuie tratați fiecare separat, dar fiecare este ceva interesant de spus. În primul rând, la Vasile cel Mare este o adevărată pledoarie pentru cultura umanistă. Venirea pentru valorificarea educat paidei, a modelului de educație clasică, care presupunea cunoașterea clasicilor, Homer, primul rând. Pentru să înțelegeți, pentru Homer, educația începea și se termina cu Homer. Dar pentru greci, asta era baza. A fi educat însemna, în primul rând, să știi pe Homer. Să știi poeții, începând cu Homer, să ai o educație filozofică și, de asemenea, foarte important, o educație retorică. Iar aici vreau să fac o mai lungă paranteză, care e foarte importantă în privința predicii. Pentru că o teorie foarte importantă pentru predică, conversând la Platon, dialogul Phaedrus. Despre ce vorbim? Platon are două texte despre retorică. Dialogul Gorgias, care și are subtitlu despre retorică, și dialogul Phaedrus, care poartă un alt subtitlu despre frumos, asta e un subtitlu adăugat ulterior, nu era cel pus de Platon. Toate subtitlurile cărților, textelor lui Platon, sunt din perioada helenistică. Da? Sunt cei bibliotecari din Alexandria care au adăugat aceste subtitluri. Platon, așadar, vorbește despre retorică și în Gorgias și în Phaedrus. Și o face în felul lui. Distinge între o retorică bună și o retorică rea. Retorica rea este retorica manipulatorului. Da? Este retorica celui care utilizează prejudecățile, utilizează pasiunile ascultătorilor pentru a le deturna în favoarea lui. Dar demagogul face folosește în mod frauduros, în mod manipulatoriu retorică. De exemplu, demagogul asta face, da? Deturnează prejudecățile și pasiunile scopul lui de putere. Însă, în faptul ăsta, avem o teorie a retoricii bune. Iar părerea mea este că cu asta ar trebui să înceapă cursurile de homiletică de la Institutul Teologiei, cu Phaedrus. Și asta, să ne zicem, așa gândeau părinții ca patologieni. Erau foarte influențați de această manieră de a gândea lor. Ce este retorica bună? Este retorica ziditoare, este retorica edifiantă, este retorica ce vorbește despre valori, este retorica ce educă. Aia este retorica bună și este o retorică pusă în slujba filozofiei. Platon în Phaedrus dezvoltă o imagine foarte frumoasă, o imagine a sufletului omenesc. Îi spune, sufletul omenesc este ca un car mânat de un vizibil și trați de doi cali, un cal alb și un cal negru. Calul alb e calul ascultător și calul negru este calul răvaș.
care se opune vizitivului. Vizitivul reprezintă rațiune. Carnal reprezintă pasiunile bune, da? Cele care sunt în acord cu rațiunea, în timp ce carnalul reprezintă pasiunile care se opun rațiunii. Da? Sunt poftele, trupești, da? Care cumva se opun rațiunii. Asta e o imagine foarte importantă în dialogul Fatios, care are o mare legătură cu retorica omilenică, cu predica. Pentru că predica ce face? Va realiza alianța între calul și vizitivul. Va încerca eventual să domolească și pe calul negru, dacă poate, dacă e greu asta. Da? Deci, în mod ideal, retorica bună asta este. Este retorica care dă aripi sufletului. E foarte frumoasă imaginea lui Platon. Este acea retorică ce înaripează sufletul. Asta trebuie să încearcă să fac un preot atunci când predică în biserică. Să înaripeze sufletul. Să pună calul alb în serviciul vizitivului. Iar pentru părinții capadocie, care sunt mari predicatori, înțelegerea aceasta platonică a unei retorici bune este foarte importantă. Mai e un lucru. Iisus însuși este un profesor de retorică. Da, în primul rând avem predicat de multe, un discurs fabulos, aș spune că e cel mai influent discurs din istoria elocvenței. Dar care alt discurs a produs asemenea efecte? Și este un discurs eminamente paradoxal. Când îl citim cu atenție, la fiecare frază ne scurcircuitează. De asemenea, Iisus este un foarte bun utilizator de povești. Da? Știți că se vorbește acum foarte multe storytelling, parcă ar fi o mare descoperire. Sunt mereu cuvinte noi pentru lucruri vechi. Da? Iisus vorbește în parabole. Da? Și parabolele sunt povești cu tâlc. Da? Îl întreabă cineva, cine e aproapele mea? Sau ce este aproapele mea? Și povestește întâmplarea pe care știu părinții cu bunul samaritean. Și tot așa. E un extraordinar profesor de retorică, dar pe lucru și Sfântul Pater este un extraordinar exemplu de orator. Este un exemplu de retorică în cel mai frumos sens al cuvântului. Iar acum, revenind la Părinții Capadocie, adevăr la Sfântul Pater, la Sfântul Vasile cel Mare, această apărare a culturii clasice, a paideei, dacă poate, dacă are șansa prin această educație. La Gregoriu de Nisa, mă gândesc acum în mod special, avem o adevărată, să spun, hermeneutică a textelor biblice, care are mare legătură cu tipul de interpretare filozofică ce se preda în școlile a preluat această tehnică a exegezei simbolice, pe care, de exemplu, o găsim și la Filon din Alexandria. Deci, înainte de și în iudaism, da? Și în iudaism există o influență grecească foarte puternică, iar la Filon din Alexandria o vedem da? Foarte, foarte clar. Și, de asemenea, vă spun la Grigore de Nisa, interpretarea simbolică, mă gândesc în mod special fabulos. Rezumând, deci la părinții capadocieni avem și o teorie a relației între credință și educație și cultură clasică și avem de asemenea și aplicarea unor metode de exegeză preluate de la profesorii greci. Și la Ioan Cățeau? Evident că da, dar nu mă gândeam.
Ivanus nu era creștin. Se rog foarte important profesor de retorică, iar stilul lui Ioan Gurădeau este foarte marcat de de stilul de învățământ al lui Ivanus. Este o retorică foarte ornată, să spun așa, da? Foarte cu întrebări, cu repetiții, da? Este foarte bogată în tehnici retorice pe care le învățase de la Liban și pe care le aplică modul exemplar pe care îl știm cu toții. Acum mai e încă un aspect. Părinții Capadoceni au fost contemporani cu o figură importantă de la începutul Imperiului Bizantin, era să spun. E vorba de unul dintre moștenitorii lui Constantin cel Mare, și anume Iulian, împăratul Iulian, care a fost educat ca creștin și a renunțat la creștinism, s-a depărtat de creștinism. E un împărat filozof și are o operă filozofică deloc lipsită de interes. Bun, e o chestiune gravă, să zic. Această trecere la împăratul Iulian, înapoi la politeism. De fapt, politeism filozofic, da? Pentru că politeismul lui Iulian este un politeism destul de monoteist, de fapt, pentru că el credea într-un Dumnezeu unul, din care va descinde diferiții zei, dar se vizionea lui zei. Manifestări ale unui Dumnezeu unic, transcendent. De ce vă amintesc pe Iulian? Pentru că vedem în mediul ăsta foarte compozit din secolul IV, oameni creștini angajați, cum sunt cei doi Grigore plus Vasile, da? Care învață la Atena, tot acolo învață și Iulian. Și trag concluzii foarte diferite. E o lume foarte amestecată. E o lume în care lucrurile nu s-au hotărât. Creștinismul nu e chiar religie oficială în secolul IV. Sigur, Constantin s-a convertit la creștinism. Sfântul Constantin convoacă conciliul de la Nicea. Contribuie la definirea credinței. Dar creștinismul culte coabitează cu creștinismul. Abia mai târziu se trece la ceea ce va deveni religie de stat. Da? Mai cu seama cu Teodosie. Teodosie cel mare, la sfârșitul secolului IV, e cel care are o viziune mult mai, să spun, directivă, mult mai militaroasă în același timp, privința relațiilor dintre biserică și dintre. Iar cu două tăiști. Teodoria, și foarte bine că și, da, de altă parte, sunt și idei filozofice care îmi smintesc. La fel de bine cum sunt idei filozofice care clarifică lucrurile. De aia spun că e cu două tăiști, filozofia e cu două tăiști. Depinde foarte mult felul în care ne raportăm la filozofie. Iar vizează mai cu seamă filozofia în dimensiunea ei de, cum să spun, de clarificare intelectuală. Cred că la asta v-ați referit în mod special. Nu v-ați referit în întrebarea dumneavoastră la dimensiunea practică, pe care eu am pus atât de mult accent. Evident că o bună formație filozofică este indispensabilă pentru a gândi clar. Nu se poate fără. Atât în Orient cât și în Occident, predarea filozofiei a mers în mână cu predarea teologiei. Și repet, nu doar în Occident, nu doar în tradiția neo-aristoteliciană occidentală. Nu se e adevărat și în lumea orientală. Faptul că teologia și filozofia merg în mână.
dar doar parțial, nici nu pentru Constantin, s-a estompat după căderea Constantinopolului, cu forța lucrurilor, dar numai Ortodoxia cumva s-a atingut să se apere, să supraviețuiască. Dar, în școlile domnești de la Cluj, se preda filozofie, dar Corindanel este are o foarte bună formație filozofică. Faptele contribuia la consolidarea Ortodoxiei. Părintele Lascăsu, care ne pedea filozofia, spunea așa, până în secolul IV, părinții au răspuns la toate întrebările filozofilor, pentru că aveau revelația. Și că această școală de filozofie de la Atena a rămas în umbră până în secolul IX, când catolicii deschid din nou școlile palatine. Iar mai târziu, cum a zis asta cu renașterea, ce au făcut după ce au cucerit Constantinopol? Au dus răul din Constantinopol, l-au dus în Occident și așa s-a născut și renașterea aceasta. Deci, noi vă mulțumim foarte mult pentru tot ce Biserica voastră te-a răspuns la toate grupele sectare și fără filozofie, treabă de așa. Vă mulțumesc pentru felul în care ați spus, vorbim despre acești filozofi, pe care așa frumos ați spus, au spus și pictați pe zidurile Bisericii, ei reprezintă cunoașterea naturală a Dumnezeu, că Dumnezeu, în chipul Său nebuitor, sădit în om, a sădit și acest dor de desăvârșire. Vă fericit încă o dată pentru felul în care ne-ați expus tema și vă mulțumesc că nu totdeauna află de acord cu politica de noi voastră. Ca să mă iertați dacă de multe ori am văzut cu bază. Dar vă mulțumesc că ați fost de acord nici cu politica contrară. Nu, nu am fost așa. Știți că între chestiunile lumești, adesea alegerea este mulțumim din suflet, vă așteptăm și la celelalte semne.